Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul 6 din Surviving Mars. Oameni buni, ultima dată am uitat să salvez, așa că cred că sunt puțin mai în spate față de ce am făcut fix ultima dată, pentru că aveam un quick save dat de joc. Jocul salvează odată la 5 minute, 10 minute, nu știu exact. Ideea este că suntem puțin mai în spate. În orice caz, avem o problemă foarte, foarte mare. Ultima dată era să murim de foame, dacă vă mai amintiți, dar am reușit să chemăm o rachetă care ne ajută cu... ne-a adus niște mâncare. Și avem acum mâncare, dacă ne uităm aici. Vedeți, asta este mâncarea asta verde și dronele noastre duc mâncarea undeva aici. O chestie să vă rog înainte să începem acest episod este să lăsați un like dacă vă place seria aceasta. Exact, avem probleme cu apa foarte mari. Dacă vă place seria, nu uitați să lăsați un mare, mare like acolo, pentru că am decis să rămân doar cu seria asta și să scot The Long Dark și sper măcar asta să fie susținută de voi puțin mai tare. Bun, probleme. Din câte am înțeles, aici nu mai este apă. Nu mai este destul apă, vedeți? Cât apă aveam? Normal aveam 13.000 și acum noi am cules 12.000. Deci clar avem nevoie de o altă resursă de apă și să ne facem tot așa o chestiuță din asta, zic eu. Cred. Cel puțin așa știu. Dar putem să-i dăm și upgrade la chestiuța asta și zice că este cu 25% mai productivă și consumă și mai mult curent. Dar nu zice că o să ne dea mai mult apă. Ceea ce e grav. Uite, eu dau play, dar cred că o să avem probleme mari cu apa. Și de asta am dat aici la research. Dacă vă mai amintiți voi. Am dat asta, deep water extraction. Și dacă avem... aș vrea să scot toate astea ca să se... ca să cerceteze asta cât de repede posibil. Pentru că avem nevoie de apă și aia e singurul loc unde avem apă de asta deep. Vedeți? Zice aici că e deep water. Da, și în alte părți nu cred că am mai găsit apă. Ceea ce nu-i bine. Și dacă rămânem fără apă e gravă treaba, pentru că oamenii noștri nu pot să supraviețuiască. Lasă-mă pe mine, eu n-am nicio problemă, dar oamenii trebuie să supraviețuiască și sper să nu mor. Bun. Înainte nu prea ne interesa de apă așa de tare, pentru că nu trebuiau să... nu aveam nevoie oamenii de apă, pentru că nu aveam oameni aduși pe Marte. Dar acum, eu ce caut, dacă vă întrebați, caut să văd dacă găsesc ceva water. Concrete metals. Nu. Nu. Da. Cam săracă mapa asta, frate, v-am zis. Uite, water aici. Wow, ce departe e water-ul. Well, water aici. E cam departe, dar... na, să sperăm că ne descurcăm. Altfel nu știu cum să fac rost de... apă. Doar prin... modul ăla să extragem, altfel nu știu. Bun, putem să apăsăm pe asta ceva? Nu. E ciudat că nu avem nici destul de mult curent, având în vedere că avem atâtea care produc. Nu înțeleg care e problema voastră, bă băieți. De ce produceți așa de puțin? Generates power during the... oh my god. De ce nu citim noi chestiile astea? Zice că generează curent în timpul zilei. Și se închide când sunt furtuni de nisip. Protected from dust. Așa. Și ăsta ce face? Generates power. Increased production during storm dust. And at high elevation. Aha. Deci dacă punem chestia asta... a, dar mi-ați zis voi acum ceva timp chestia asta și eu n-am făcut-o. Dacă punem astea pe munți sau pe dealuri... o să avem mai mult curent, o să producă mai mult curent. Bine de știut. Numai că trebuie să vă ascult mai des. Bun, deci în timpul zilei produc foarte mult curent astea.
Bine, băieți, atunci hai să mai punem câteva din astea ca să nu mai avem probleme tot timpul, că tot avem noi probleme de astea și m-am săturat, sincer. Așa, 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 bun. Să mai punem câteva solar panel-uri. L-avem și pe unul mai mic pe acolo pe undeva, dar nu ne interesează. Hopa, bă, bă, controle, controle. Ce faceți, bă, controlelor? Aș da viteza puțin mai mare, ce-i drept. Aș da viteza puțin mai mare. Dar mi-e frică rău cu apa. Sincer, mi-e frică foarte tare. Se pot întâmpla multe prostii aici. În asta mai avem apă, că asta e turnul de apă. Asta produce fuel. Avem destul de mult fuel. 49. Cred că putem să trimitem racheta asta înapoi. Pe Marte. Ce face asta? Explorerul. Da, chiar ia să punem noi explorerul să mai cerceteze anomalii. Mi se pare că e de ajutor. Scan. Ok, l-am trimis să scaneze. A, și o altă chestie. După ce am terminat episodul de data trecută, au început băieții să-mi scrie o chestie foarte funny și păcat că n-am prins-o pe episod. Gen, eu sunt comandantul aici și au venit oamenii și făceau o petrecere prin zona asta, știi? Și au zis, tu ce faci când ai văzut petrecerea asta? Ai intrat peste ei și ai văzut că ei dau o petrecere. Și puteam să aleg. Bă, vedeți că băutura este acolo, gen să fiu băiat bun sau să fiu băiat rău. Și până la urmă am decis să fiu băiat bun atunci. Dar mă rog. Care-i faza cu ăsta? Că n-am dat niciodată pe el. Colonists have several basic stats. You can monitor the condition of each colonist in their info panel. Dar parcă am mai citit asta, da. Bun, cred că este momentul să mai construim câteva chestii aici în zona asta lor. Sau, stai bă, băiete, cred că o chestie interesantă ar fi să lăsăm asta aici. Racheta îi lăsată aici, logic. Să începem să construim în zona asta, zic eu. Bun, deci că trebuie să punem apă, nu de alta. Și dacă e și deep water, ar trebui să ne țină mult. Bun. De ce o să avem nevoie? O să avem nevoie de Explorer, Commander. Ah, și Commanderul nostru e aici. La concret. Asta este. Nu-i problemă. Trimitem Commanderul aici. Mai vreau o dronă și după să fie măcar 3 drone, nu de alta. Da, o să rămână asta fără drone. Aia e, nu-i nicio problemă. Așa, l-am trimis acolo. Bun. Să ne pregătim să punem ăla de apă. Așa. Și unde intrăm noi aici? Deci o să punem un water tower, un water extractor. Bine, momentan nu putem să-l punem, dar o să-l punem. Water tower, putem să-l construim? Da, uite că putem să construim. Și cred că următorul dom o să-l facem tot aici, în zona asta unde este apa. Cel mai bine e să faci așa ceva. Uite, aici trebuia să punem ăla de concret. Dar tot îmi zice că dau fail cropurile și nu înțeleg absolut deloc. De ce? Ce v-am făcut eu? De ce dau fail? Bun, am ajuns cu ăsta aici. O să vreau o dronă să fie assigned here. Și acum avem 3 drone măcar. E bine. Și luăm toate dronele astea și le ducem aici. Nu avem nevoie de concret acum și chiar dacă avem nevoie de concret, îl luăm transporterul să ia concret de aici, pac, și îl punem partea cealaltă, deci e bine. Dar acum pentru turnul ăsta de apă pe care vreau să-l fac eu, o să ne trebuiască niște metale, deci o să aducem niște metale cu transporterul. Și hai să dăm viteză puțin mai mare, mama lui. Mi-e tare frică, v-am zis că mi-e frică, dar na. 15.000. Bă, se cercetează foarte greu ăsta. Foarte, foarte greu. Nu știu, mi se pare că eu dacă mă duc cu gușterul ăsta, care nu-l văd, așa, eu dacă mă duc cu ăsta,
primesc puncte când cercetez asta. Primesc puncte de research și cu cât cercetez mai multe chestii, cu atât mai ușor pot să cercetez alte chestii. Ați înțeles voi? Sper. Sper că ați înțeles. Așa, și unde mai găsesc eu anomalii? Ia uite aici. Ia, dacă îi dau asta. Bine, o să dureze ceva până vine. Dar uite, primește research per sol. Primește 100 din astea. Și dacă intrăm noi aici, vedeți, o să crească astea. Cred. Nu știu, pare că are sens. Pare. Bun. Aparent s-a construit asta. Ciudat. Nu știu cum s-a construit. Oare aveau dronele la ele câte ceva? Este posibil. Și... da, următorul dom o să fie 100% aici. Asta ce-i? Underground... Bă, dar chiar metale rare. Trebuie să ne apucăm și de metalele astea rare. Ia, chiar avem în partea cealaltă sau... ceva prin zonă? N-avem pe aici, ai? N-avem metale rare. Uite, mă, aveam concret aici. Doamne, iartă-mă, și eu m-am dus până partea cealaltă. Dar tot nu ajungeam cu dronele astea. Păcat, păcat. Da, ăsta cu metale rare nu strică. Click dreapta. Și unde era ăla cu metale? Uite, metale rare. Și parcă îmi trebuia mie ceva pentru astea. From underground deposit. All extractor raise dust resulting in more frequent maintenance for buildings in the gray area. Aha, are nevoie de workeri. Are nevoie de oameni. Deci mai întâi punem domul și după o să punem ăsta. Vedeți că scrie acolo că are nevoie de workeri. 4 workeri per shift. Oh, bun. No life support. Domes without life support. Pardon? Because they don't have water. Ce v-am zis, fraților? Ia uite. Ia uite pe toți cum îți... vai de capul lor. Fai. Nu-i bine. Viu... hai să vedem. Are on the brink of dehydration. We need to figure out something quick before they die. Colonists with the dehydrated status effect have no access to water and will die within a short time. Connect their dome to operational water production. Da. Or build water towers to supply them with water. Da, am înțeles, știu asta. Oh my, view. Ce, am dat pe view, nu știu de ce am dat pe view. Needs water to survive. Needs water to survive and we don't have water. Aici nu mai avem. În turnul ăsta nu mai avem. În asta văd că nu mai produce aproape deloc. We are fucked, guys. We are fucked, fucked, fucked. O să ne moară oamenii. Pentru că mai durează o tonă. Ce cu tine, bă? Ăia mor. Nu am ce să le fac. Nu știu cum să produc. Păi nașpa când rămâi fără apă, ce faci? Te muți dintr-un loc în altul. N-ar trebui să fie o chestie care... un circuit care produce apă în continuu. Nu știu, mă gândesc și eu. Aiurea. Aiurea rău, guys. Oare ăsta producea și niște apă? Nu cred. Da, nu știu ce să fac. Mă gândesc. Oricum, e aiurea treaba. Cred că o să ne moară. N-avem ce să facem. E greu jocul ăsta. Credeți-mă că e foarte greu jocul ăsta. Nu știu ce să fac. Sunt confuz. Cred că o să lăsăm să meargă, până la urma urmei.
Vedem ce se întâmplă, lăsăm să meargă așa cu viteză de 1, să nu fie prea grăbită situația. Dar nu am ce să fac, oh my god, ce nașpe, că nu ai ce să faci pur și simplu. Adică până la urmă eu pot să-i dau ăsta să fie upgrade cu, uite, water production, câte 3 picături. Ești nebun? Asta mai are până la 12.000, na. Mai are încă 1.000 și ceva. De luat, 1.000 apă. Să-i dau upgrade, frate. Hai că-i dau un upgrade. Ne costă 2 din astea și avem 40. E ok. I-am dat upgrade și sper să vină cineva să-i dea upgrade sau upgrade cost. Da. Da, o vreau. Cum îi dau upgrade? Cancel așa, control. Ah, trebuie să ții control. Cancel construction in all water extractors. No! Upgrade is under construction. Ok, bine. Dar cine vine? Că nu vine nimeni din câte văd. Dronele mele. Voi cred că trebuie să faceți ceva aici? Nu știu, zic și eu. Poate ar trebui. Nu. Nimeni nu încearcă. Uite, vedeți, am primit iarăși o grămadă de XP. Unde mi-i tractorul ăsta? Bă, tractore, bă. Ia dai tu research la... Nu știu la ce poți mai dea research. Nu mai poți dea research la nimic, ești nebun? Da, vin atunci aici, la baza noastră. Mamă, și oamenii ăștia sunt fai de capul ăla. Și vedeți cum s-a făcut domnul așa murdar și... E culme. Ce-i cu asta, mică? Ce faci aici? Construiește! Nu înțeleg cum ar trebui să-i dau upgrade la asta. Very low. Crazy, man. This is crazy. Eu i-am dat upgrade aici. Și poți să-i scoți și upgrade-ul din câte am văzut, ceea ce mi se pare destul de calumea. Pentru că consumă foarte mult curent și în caz de rămâi fără curent și vrei să... Nu știu, vrei să poți să supraviețuiești, poți să închizi ăsta și produce mai puțin. Produce mai puțin apă, dar măcar consumă și mai puțin curent. Bun. Asta e destul de bine. Dar, nu știu, frate, simt că o să o mierlim aici. Hai, n-ai ce să faci. Hai să punem un dumping site de ăsta puțin mai mare. De fapt, nu, hai să punem tot unul de ăsta mic, dar sper să încap aici asta, zic. Dumping site. A little one, please. Nu mă lasă? Pentru că am văzut că e foarte mult pietriș de ăsta. Pot să o pun aici, până la urmă. Bun. Și ați văzut că acum că am pus aceste solar paneluri, treaba merge mai bine. În timpul zilei chiar avem mai mult curent și it's good. Dacă citeam și eu mai des chestiile, poate învățam. Dar na. Sunt curios dacă... Uite, hai să facem un experiment. Să ducem oare racheta asta? Nici nu știu ce să fac cu ea. Pot să mai chem o rachetă, de exemplu? O rachetă cu apă? Ia să vedem. Putem să chemăm o rachetă cu pasageri, dar nu vrem asta. Cargo rocket. Supply pod. Asta nu cred că. Ok. Și zice ceva de water? Nu, frate, nu zice nimic de water. Deci dacă n-ai apă pe Marte, te-ai dus, frățiorul meu, n-ai ce să faci. Wow, it's a supply pod. Ia să vedem ce face asta. No, e aceeași chestie, dar probabil nu-i rachetă. Cam asta e șmecheria.
Da, da, știu că nu merge. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Sunt trist, guys. Sunt trist că treaba merge greu și nasol. Eu acum le-aș... Eu, personal, le-aș fi pus acum și playground. Uite, hai să le punem playground, de exemplu. Și să le mai punem chestii drăguțe și frumoase, numai că sper să nu necesite apă aceste chestii drăguțe și frumoase, că dacă necesită apă, m-am dus. I'm done. Ia să vedem, face un playground pentru copilași. Cred. Sector scanned. Ce tare, am găsit apă sau nu? Hai să cercetez astea două pentru apă, dacă tot e acolo apă. După poate să cercetez așa, hopa, hopa, Penelopa, zic eu. Ce mișto arată totuși. Dar totuși, în fiecare episod dăm de câte o problemă de genul acesta, care e fatală, adică poate să ne distrugă foarte, foarte tare tot ce am muncit până acum. Bine, că am și intrat în jocul ăsta cu puține informații despre joc, adică am învățat odată cu voi jocul ăsta, sincer. M-a ajutat tutorialul ăla, nu pot să zic că nu m-a ajutat, dar asta nu înseamnă că o să îmi iasă din prima ceea ce vreau. Ok. Nu știu dacă ne ajută așa tare chestia asta, dar... Provides living space for children. Nursery. Living complex. Apartament încă nu avem. School. Vreți să facem o școală? Research lab avem. Space bar. Dinner. Infirmary. Open air gym. Casino complex. Security station. Grocer. Băi, ești nebun? Sunt o grămadă de chestii aici, dacă stai să te gândești. Water... Ce? Ce-i asta? Water Reclamation System. Adică... Recycle up to 70% of the water used in the dome. Recycles. Da, frate, vreau să recycle. Stai puțin că... What? Trebuie pus în mijloc aici. Oh my god. Am și o întrebare. Mamă, costă ceva. Dar gen, zice că recycle water. You know what I mean? This is good for us, guys. This is very good for us. Oh my god. Dacă n-aș... Tot timpul am dat pe chestie. Ah, și am mai făcut o chestie. Poate nu v-am zis și nu v-am arătat, dar vă zic din nou dacă v-am zis, îmi pare rău. Putem să apăsăm pe chestiuța asta și putem să schimbăm ce plantă vrem să... Că tot am văzut că îmi dă crop failure. Crop failure și tot așa. Și am schimbat puțin... Aba nu, nu s-a schimbat, fie antenă. Deci aici o să punem din aia. Aici păstrăm asta. Aici punem, deci am pus leaf crops și aici punem micro greens. Să vedem dacă o să fie mai bine. Uite, aici avem leaf crops, micro greens și de-aia normală. Că tot am văzut că dă fail în continuu. Incredibil ce s-a construit aici. Wow. Vreau ca să lucreze oamenii. Please. Not enough workers. Oh, please. Achievement unlocked in the high tower. Ok, mulțumesc. Și ia să vedem ce zice aici. The experiment. A scientist burgers into your office. And says they have an important climate experiment to make. Quick, to assure you the experiment is perfectly safe. Samuel Hayden reluctantly ask așa permission to test within the vicinity of in case they need to get to the shelter really fast.
Bun, și noi trebuie să alegem acum. Mai fost chestiile astea, dar asta e puțin mai complicat, nu prea am înțeles. Vor să fac un experiment pe lângă domul nostru și în caz de ceva să vin în domul nostru sau ceva de genul ăsta. Innovation is always welcome. Go ahead. Test it near a dawn. Dom. Get research, something might happen. Așa, enough crazy for today, please leave my office. Nu, frate, hai să dăm unul și să-i lăsăm să facă testele alea pe care le voiau. Să le facă, adică ăsta cred că face un test ceva, nu știu. Faceți, bă, băieți, teste, faceți ce vreți, numai să fie treaba bună. Văd că lucrează numai un singur om aici, nu mă bucur. Curență asta. Oare ne trebuie și o școală, fraților? Credeți că ne-ar trebui și o școală? Putea să facem și o școală până... Research microgravity medicine to unlock this building. Deci putem să mai deblocăm o grămadă de chestii. Ia uite aici. Grădină, chestii, statui. Asta e terraforming, am înțeles. Eu cred, sincer, că aș vrea să fac și o școală. O școală. Școala vieții. Ce am pus și școala vieții aici? Deja domul ăsta e full, frate. Trebuie să ne apucăm să facem alt dom, vă dați seama. Cât ne costă asta? Bă, ne costă ceva. Chestiile alea verzi, nu știu ce sunt. Astea. Avem. Electronics. Ok, avem. Bun, mă bucur. Wow. Ce credeți, oameni buni? Mai supraviețim sau? Uite, vedeți că apa e ok. Apa chiar e ok. Și dacă știam de recycle water ăsta, cred că făceam mult mai din timp. Opa! Not enough workers. Avem 12 oameni, n-au murit nimeni. De la început până acum nu mori nimeni. Dar nu înțeleg de ce nu muncesc. Cred că muncesc prea mulți aici, frate. Na, păi atunci hai să mai închidem locurile de muncă. Așa. Am lăsat câte un worker la fiecare fermă. Cu toate că trebuie să ai mai mulți worker, probabil, pentru... Nu înțeleg. What do you want from me, man? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oameni care muncesc. 8 oameni. Și ceilalți oameni ce fac? 9 oameni care muncesc. Și aici? Lifetime graduates. Da, nu avem pe nimeni care o graduat. Deci mai avem și aici oameni. Vai că mor cu jocul ăsta. Vai că mor. Dar, o altă întrebare. Cum naiba fac ăștia copii? Fac copii măcar? Avem nevoie de copii să evoluăm în jocul ăsta. Că tâmpesc aici, nu mai pot. Drone hub. Putem să facem ceva ca să fie drone hub mai mare, să... Da. Cât mai are, bă, ăsta, când nebunesc? 40%? Oh my god, o să mai dureze o tonă. Bine, nici nu prea mai juca cu viteză mare, ce-i drept. That's very true, but... Da, zic că n-au worker destui. Păi și eu ce să vă mai fac, frate? Serios, acum. Ce să vă mai fac? Recycles up to 70% of the water used in the dome. Să sperăm că o să ținem. Inactive work shift. Oare să scoatem de aici un loc de muncă?
Poate lucrează prea mulți oameni aici. Hai să scoatem asta. Sper să angajeze încă cineva aici. E greu, e greu, băieți. Bun, s-a scanat ăla de apă sau ce s-a scanat acum? Vreau să trimit oameni acolo. Cumva. Aici mai am ceva? Mai am niște chestii, ce-i drept. Da, oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. Greu, e greu cum merge treaba pe aici. Dacă aveți ceva comentarii care să mă ajute, aș aprecia să le lăsați acolo în secțiunea comentarii, să mă ajutați și pe mine. Că după cum vedeți, sunt destul de confuz aici, nu merge treaba fix cum ar trebui. Ei, am primit bani. Așa, deci aștept comentariile voastre și vă mulțumesc foarte mult că susțineți această serie. Nu uitați să lăsați un like dacă n-ați făcut-o până acum și ne auzim data viitoare. La revedere!